Funcționarii Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Râmnicu-Sărat nu au timp de odihnă. Pe lângă întocmirea certificatelor de urbanism, ei emit și autorizații pentru proiectele de modernizare a orașului. Aș putea să precizez câteva elemente legate de realizarea rețelelor de utilități urbane privind alimentarea cu gaze naturale în o parte din cartierul Anghel Salini și în cartier Bariera Focșani, de asemenea reabilitări de rețele de apă și canalizare acolo unde mai este nevoie, câteva noduri rutiere referitoare la realizarea unor sensuri giratorii. O altă prioritate a Serviciului de Urbanism vizează actualizarea planului urbanistic general în raport cu legislația în vigoare și cu principiile de dezvoltare a comunității. Această actualizare presupune actualmente întocmirea unor studii de specialitate. Acum suntem la nivelul studiului geotehnic și a ridicărilor topografice pentru suprafața de 100 de hectare pe care ne-o propunem să extindem intravilanul, către partea extravilană a municipiului. OAT-ul nostru fiind având o zonă intravilană cu un regulament de urbanism unde ne permite construire de obiective civile, de orice fel, și partea extravilană care este dedicată agriculturii și atragem din acest extravilan în intravilan suprafețe. Printre atribuțiile Serviciului de Urbanism din Râmnicu-Sărat se numără și verificarea și eliberarea certificatelor de urbanism și întocmirea documentației pentru lucrări de construire, demolare și amenajări urbanistice.